Doi adolescenți de 16 ani din Tecuci au fost agresați de un bărbat de 47 de ani în fața unui bloc din oraș. Din primele cercetări a reieșit că bărbatul ar fi fost deranjat de gălăgie pe care o făceau tinerii. El i-a amenințat, după care i-a bătut. Adolescenții au sunat imediat la 112 și un echipaj de poliție a ajuns în zonă. Bărbatul este cercetat acum pentru loviri și alte violențe. Cei doi tineri au refuzat să meargă la spital pentru îngrijiri medicale.